atunci când vine vorba despre jocul de tenis, avem 3 lovituri de bază de care avem nevoie pentru a disputa punctul. Este vorba de serviciu, lovitura de dreapta și lovitura de stânga. Desigur, veți auzi și alte denumiri pentru cele două lovituri laterale, ultimele două despre care am pomenit, și anume forehand pentru lovitura de dreapta și backhand sau rever pentru lovitura de stânga. De asemenea, trebuie să luăm în calcul că jucătorii de mână stângă vor avea forehand-ul pe partea stângă, iar backhand-ul pe partea dreaptă.